Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență privind plafonarea prețului lemnelor folosite pentru încălzire. Potrivit acestuia, prețurile urmează să fie plafonate la un maxim de 500 de lei pe metru cub, inclusiv TVA pentru familii, unități de învățământ, biserici și entități din domeniul protecției sociale. Vor fi plafonate și prețurile unor produse secundare, precum brichetele de lemn, la 1500 de lei pe metru cub, inclusiv TVA, și paletele de lemn la 2000 de lei pe metru cub. La finele lunii trecute, Roman TV a realizat un material într-o localitate din mediul rural privind costurile lemnului de foc și eforturile celor care se încălzesc la sobe de a-și asigura necesarul de lemne pentru sezonul rece. Atunci oamenii au precizat că achiziționează resursa de la vânzătorii care se prezintă în sat cu căruța. Puțin probabil că aceștia să vândă lemnul cu acte, în așa fel încât prețul metrului cub achiziționat să fie plafonat la suma propusă. În perioada imediat următoare sunt în acest moment în curs de elaborare măsurile necesare, așa cum a și fost anunțat public, deci probabil în zilele următoare vom avea aceste măsuri. Cam cât vă costă? Acum vă... 5-6 căruțe de lemne. 5-6 căruțe de lemne și o căruță cât costă? Cât ați dat anul trecut? 6-7. 6-7, 8, cam 1000 de lei, da? Da, spuneți, 1000 de lei și vă trebuie 5-6, deci vreo 60 de milioane de lei vechi toată iarna? Da. Și cum e? Ieftin? Scump? Scump. Dacă stau iarna acasă de mai mult, de, cred că în jur să ajungi la 1000 de euro. Cam așa. La 1000 de euro, dacă facem fiecare zi focul, ești clar că să ajungi la mai mult. Nu se mai găsește, se duc normal. E cea mai, mare sursă e de la un depozit, că acolo te duci ei fără probleme, îți dă un act, îți dă un document, îți duci și ei de acolo, dar depinde cât îți poți permite să cumperi și de acolo. Proiectul de ordonanță prevede și sancțiuni pentru cei care vor vinde la prețuri mai mari, sancțiuni care vor fi cuprinse între 3.000 de lei și 5.000 de lei. În România, peste 3 milioane de gospodării se încălzesc cu lemn de foc sau cu produse derivate din lemn.